Avem deja, acum înainte să începem summitul, o veste foarte bună. Deja NATO a aprobat grupul de luptă care va fi poziționat în România. Este acel grup de luptă pe care l-am solicitat. Franța va fi națiune cadru. Sigur, urmează încă negocieri în cadrul NATO pentru a vedea cine mai trimite trupe în acest grup de luptă, dar sunt foarte bucuros că s-a decis atât de repede deja. Voi insista în continuare că flancul estic al NATO trebuie consolidat mai bine. Noi avem în momentul de față tot felul de formate, forward presence, tailor forward presence, le-am mai discutat. Eu cred că trebuie să fim conștienți de unde vine agresiunea. Agresorul este Rusia și noi trebuie să construim o apărare foarte solidă și serioasă pe flancul estic. Sigur, grupul de luptă este un început foarte bun, dar după părerea mea este nevoie în continuare de consolidarea posturii NATO pe flancul estic.